Iulia Albu, costumație de Halloween Cum arată creatoarea de modă? Halloweenul se sărbătorește în această noapte, iar românii sunt tare încântați că se pot deghiza în personajele favorite și diverse creaturi înfricoșătoare. Iulia Albu nu a putut rata ocazia, așa că s-a deghizat într-un personaj care a tras toate privirile pe rețelele de socializare. Creatoarea de modă și-a luat din nou fanii prin surprindere cu încă o apariție de infarct. Iulia Albu, costumație inedită de Halloween Iulia Albu este bine cunoscută pentru ținutele ieșite din comun pe care alege să le poarte adesea. Ei bine, și cum în noaptea aceasta este Halloweenul, creatoarea de modă a decis că este momentul perfect să se deghizeze într-un personaj care să atragă atenția. Zis și făcut. 4. Iulia Albu a decis să se costumeze în știma apelor. Aceasta a strălucit de-a dreptul într-un costum auriu, un machiaj pe măsură, foarte strident, iar părul a fost prins la spate în formă de fundiță. Creatoarea de modă a făcut o ședință foro de toată frumusețea și a urcat imediat imaginile pe rețelele de socializare. Știma apelor este o divinitate primitivă a apelor dulci, de bunăvoința căreia depinde stabilitatea acvatică, ea putând provoca de potrivă inundațiile mari ca și seceta, fiind o replică românească a zeițelor naia de, de la greci. În poporul nostru se crede că fiecare apare cât o știmă. Ea este înfățișată ca o femeie extrem de frumoasă, sălbatică, albă, cu părul verde albăstrui, lung până la călcâie. Când stă în apă, este jumătate femeie, jumătate pește,